Subiectul 2, roman, problema 1. Desenați pe foaie de examen o piramidă triunghiulară regulată de vârf V și bază ABC. Începem cu baza piramidei. Piramida triunghiulară regulată, după cum știm, are ca bază un triunghi echilateral. Noi însă desenăm triunghiul în perspectivă. Baza este triunghiul echilateral ABC și un vârf V. Unim vârful V cu vârfurile bazei piramidei și iată o piramidă triunghiulară regulată VABC.